Dietele au fost și vor fi mereu la modă. Există însă o serie de cure de slăbire, așa zisele diete fade, care duc fără discuție la pierderea ponderală, dar reprezintă un adevărat pericol. Ele pot conduce la forme severe de malnutriție și implicit la perturbarea stării generale de sănătate, după cum precizează doctorul Daniela Zaharie, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Din păcate, excesele sunt prea multe. Ar trebui avut grijă chiar și în acea perioadă și a ține o cură de slăbire după sărbători, da, este un sfat bun, dar odată început o cură de slăbire trebuie să o ținem tot timpul. Deci odată începută este pentru toată viața. Cu micile excepții în perioada sărbătorilor, când poți să guști, dar nu să te saturi. A gusta este una, a te sătura e alta. E bine de avut grijă la ceea ce mâncăm, pentru că, din păcate, incidența obezității este din ce în ce mai mare, chiar și în cadrul copiilor și adolescenților. Din păcate, o întâlnim din ce în ce mai frecvent la vârste din ce în ce mai mici. Dacă ar fi să trasați așa câteva reguli în ceea ce privește dieta, care ar fi acestea? În primul rând, o ordine alimentară, un program oarecum riguros de alimentație cu păstrarea celor trei mese principale, iar gustările dintre mese, e bine să le luăm și dacă s-ar putea să fie axate pe fructe. În general, nu e recomandat un aport de glucide sau lipide la gustări. Fructele metabolizează mai repede, sunt necesare datorită aportului vitaminic pe care îl aduc și atunci e bine să avem un aport de fructe la gustări, iar mesele principale să fie mese principale cu o ordine, cu o regularitate constantă. Mai mult decât atât, multă lume nu obișnuiește să ia micul dejun. Deși micul dejun este considerată cea mai importantă masă din zi. În general, pe orice dietă care o veți găsi, se recomandă aportul de fibre și glucide lent absorbabile în componența micului dejun. Aici însemnând fie pâine prăjită, fie cereale integrale, asociate cu un iaurt, cu un ou, cu ceva ușor pe lângă, dar nu din abundență. Ar trebui să încercăm să evităm alimentele foarte procesate. Dulciurile înseamnă aliment foarte procesat și cu adaus de acele componente alimentare pe care multă lume le știe sub formă de euri. Sunt nocive organismului, sunt cu tot soiul de aditivi și coloranți alimentari care, din nou, nu fac beneficii organismului uman și atunci ar fi pe cât posibil încercat a le exclude, a încerca să facem în casă un dulce ușor pentru a servi unui copil un desert în weekend când toată lumea stă la masa de prânz. Deci, niște reguli care, dacă stăm să ne gândim, le aveam cândva în familie când eram copii, unii de vârsta mea. Pe vremuri era un obicei oarecum bun să se ia masa în familie, o masă cu oarecare regularitate, în weekenduri, în special duminica, atunci era ziua liberă, dar e bine să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri. Aproape că toate aceste regimuri de slăbit foarte populare limitează sau chiar exclud aportul de carbohidrați, care sunt cea mai importantă sursă de energie pentru organismul nostru, atrag atenția medicii. Așadar, mare atenție la curele de slăbire pe care le adoptați!